Quantum Dot. Ce înseamnă tehnologia Quantum Dot? CRT, plasmă, LCD, LED. Televizoarele au evoluat pentru a ne oferi culori mai vibrante, mai puternice, dar televizorul Samsung SUHD are o altă propunere atunci când vine vorba despre culori, integrând tehnologia Quantum Dot pentru a reda culori asemenea celor din natură. Televizoarele folosesc standardul de culoare RVA-RGB, adică roșu, verde și albastru, iar calitatea culorii pe care o percepem în final depinde de cât de pure sunt aceste trei culori de bază. Pentru a produce culori naturale, televizoarele au nevoie de o sursă pură de lumină, care funcționează ca un fel de pânză pentru aceste culori, roșu, verde și albastru. Sursa de lumină pentru televizoarele convenționale se creează prin suprapunerea unei matrice de culoare albastră cu un strat de fosfor galben, ceea ce nu ajută la producerea celor mai pure nuanțe de alb. În timp ce la Samsung SUHD se folosește tehnologia Quantum Dot pentru culori. Acestea sunt particule incredibil de mici care redau propria culoare atunci când acționează împreună cu LED-ul albastru. SUHD folosește aceste particule ca sursă de lumină pentru a produce cel mai pur alb, ce funcționează ca o pânză pentru formarea următoarelor nuanțe de culori. Particulele Quantum Dot produc diverse nuanțe în funcție de dimensiunea lor. Cele mai mici particule produc albastru, cele mai mari roșu. Însă chiar și cele mai mari puncte sunt de fapt foarte mici. Dacă ADN-ul uman are un diametru de aproximativ 1 nanometru, aceste puncte au între 3 și 7 nanometri. Atunci când particulele Quantum Dots sunt combinate cu ecrane de 10 biți, se obțin cu 64 mai multe nuanțe de culori, comparativ cu un televizor convențional. Astfel se pot obține până la un miliard de nuanțe, de la camuflajul unui cameleon până la fluturi în simbioză cu natura. De aceea, tehnologia Quantum Dot este atât de importantă. Vezi lumea așa cum ar trebui să o vezi! Samsung SUHD, televizorul.